Bună dimineața! Ne-am trezit. Claudița este la masă. Codiciosul este la masă. Și-a dormit destul de bine. Numai că tușește în somn și se neacă. Așa-i? Întoarce capul spre mine. Grasule. Grasule, grasule, grasule. S-a trezit și Melissa de vreo 2 ori, dar i-am dat lăptic, am mai stat un pic cu ea pe acolo, am gâdilat-o, am scărpinat-o și până la urmă am lăsat-o singură, că cu mine acolo avea chef de joacă și era 7 și un pic ceasul și ea de obicei mai doarme și am lăsat-o să doarmă și... Astăzi avem treabă multă, facem treabă. Mie îmi place când facem treabă. Sau mi-e place când fac alții treabă. Ce sta pasando aqui? O să lași ușile deschise, mă duc. Oh, dar cred că trebuie să luăm scaunul lui Claudița de aici. Lili, tu lipseai. Tu lipseai. Vila ea. Lili, vino încoace. Tu, ești ca o oiță mică. Așa, se mângâie singură, să freacă de picioarele noastre. Ce freacă de picioarele noastre, grasa. Lili, Lili, vino încoace, nu-i mai încurca pe băieți. Lili, să ce te faci tu poster acolo dacă nu ești cu minte? Ieși afară. Zice că e cu minte. Da, scoatem canapelele de aici, de la... Din cutețul lui Lili, bine că am scos parchetul, că îl făcuse Lili varsă, că dacă tot a făcut pipi s-a cam umflat. Și scoatem canapelele, că pereții oricum varză. Și aici o să izolăm frumos, că acolo un colț s-a făcut și mucegaia, am tot curățat, dar tot nașpa e. Pune aici, pe scaunul ăsta, ca să nu le rupă Lili. Ia ghiciți ce mâncăm de dimineață. De luci. Da. Am niște lalele care încă ele arată foarte bine. Adică florile nu s-au urățit, dar s-au blegit așa, s-au lăsat cu totul. Așa alea din bucătărie cred că sunt alt soi, că ele stau drepte, stau în picioare, dar petalele au căzut de mult. Deci nu înțeleg care-i treaba cu aceste floricele. Da. Le luăm și noi florile de la asta și le lipim la Asta tulpinile. Și le mai ținem o săptămână. ca să nu mai îmi cumperi flori sau cum? Pui-le, că mai e sus flori. Mamă. Oricum le mai țin și pe astea așa un pic până să urățesc de tot. Și după aia le arunc. Nu știu, oare erau prea lungi, de aia s-au lăsat. Dar și celelalte sunt lungi și tot nu s-au lăsat. Cine știe. A, și de tura asta n-am mai pus sirop de agave, că n-am avut, nu mai avem. Am pus sirop de arțar. Și ieri tot cu sirop de arțar am mâncat. Și a fost foarte bun. Și am dat pe lângă castron și mă tot murdăresc. Nu. Da, mama. Este 1 și un pic. 1,42. Ne-a venit mâncarea Claudiei. 6 cutii. Asta o să ne ajungă vreo lună și jumătate, cam așa. Acolo mi-a venit coletul de la H&M. Am mâncat și trebuie să strâng masa, să spăl vasele. Dar nu prea am niciun chef. Ia uitați pe Melissa ce frumoasă este cu o codiță. Ai un moc.
Ca să arăt așa. Am încercat eu să-i prind tot păruțul, da. Dar n-am reușit. Dar și vreau să merg la cumpărături puțin mai încolo. A făcut Melissa băiță? Da. Că s-a trezit și era toată murdară? Da. Și mami a făcut băițică? Da. Din seara o spălăm și pe Claudița. Și eram cu Melissa în baie și a intrat și Lili peste noi. Nu închisesem de tot ușa sau nu știu ce s-a întâmplat și a intrat și ea. Și bineînțeles, ea n-are treabă cu apa, nu? E frică deloc. Se bălăcește, n-are treabă. Așa-i? Mhm. Nu prea am reușit. Nu prea am reușit să filmez pentru că Melissa mi-a descărcat telefonul și acum este la încărcat. Dar am făcut o grămadă de treabă astăzi și sunt foarte happy. Acum am acolo două coșuri de rufe de strâns. Ascultă muzică, Lili, face numai prostii aici, Lili, Lili, Lili. Dar sunt foarte bucuroasă. Am golit cam jumătate din toate prostiile pe care le aveam în pod și am lăsat chiar ce ne trebuie. Bine, după mine ar mai fi vreo 2-3 chestii de aruncat, să vedem cum negociez cu Florin. Tu, ce faci? Nu pun mâna pe tine, că ești o jegoasă și o împuțită. Și nu pot să pun mâna pe tine. Nu pot să pun mâna pe tine, dă-te de aici. Claudița se bananește. Melissa butonează telefonul lui Tasu, asta până vine Tasu și Lea, că după aia nu mai butonează ea nimic. Păi ea mi-a descărcat mie telefonul. Tu, Selena Gomez, dă-ți părul din ochi. Vine Melissa. Vine Melissa. Vine Melissa. Nu poate. Da. Uite-și pe Claudia ce s-a aruncat. Melissa? Tu știi că noi azi nu prea am filmat? Da. Da. Ce părere ai? Mo? Ce-i cu mo? Ai moț? Cum zice Melissa la mașa? Și la moț? Și la perdea? Nu mai vorbești? Ești obosită? Mergem să facem nani? Tu cum vorbești tu? Pe 3 ani? Pe 3 ani vorbești? Eu o să vorbesc când o să vreau eu. O să vorbesc când o să vreau... Mo. Dar zi moț. Ăla e săculeț. Și Claudița se bananește și este foarte supărată. Mergem să facem nani, Melissa. Da? Îl mai arăți pe cocoșatul? Care e cocoșatul? Asta nu e cocoșat, că n-are nicio cocoașă. Care e cocoșatul? Ce l-am dat, tati? Ăsta e cocoșatul, uite cocoșul aici. Aici te are cocoș aici. Aici are cocoș. Dacă îl mai ții mult în gură, o să se termine. Se uzează. Se uzează. Se dispare. Haide să mergem să facem nani. Haide, 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 că deja Claudiuța iar cotcodăcește. Hai, vii? Sau merg eu singură să dorm? Bine. Noapte bună, Melissa. Mama. Hai, mama. Îl luăm și pernuța? Bine, hai să o luăm. Hai, ia-ți pernuța. Hai că te iau eu. Și tati te duce. Tati cu transport, Da. Și Claudia, deci o aranjăm. Într-un minut el. E la fel.
Claudița, explică-ne și nouă cum ai ajuns-o în poziția aia și cum de-ai adormit. Și mai explic încă ceva. De ce te-ai trezit când te-a aranjat tati frumos? Știi că trebuie să faci băieți în seara asta? Pune mâna la guriță. Ce-am făcut caști. Așa cu vomita, hai să le faci pe toate. Deci, explica-mi. De ce te-ai trezit tu? Ca să faci băiță? Tu! Tu cu tu mănânc! Da, ești o bostănoasă. Te iubiesc. Tu, dacă faci baie și baie nu dormi ca ursul până mâine dimineață, te fugărezi de nu te vezi. Ai înțeles? Te face bine să mergi, să poți să alergi. Și ai face bine să alergi, că dacă te prind, vai de curulețul tău. Ce iubiesc tu, copil! Să se vadă ce codiță frumoasă ai, primăță din partea asta, așa. Are o codiță frumoasă! De ce codiță are Claudița? Are și un cărlionț. Tu, cărlionțat-o. Codițoasă. E tu codițoasă și frumoasă și o iubită? Da. Și mergem să facem nani? Da. Hai să mergem sus.